și-a încălcat șoferul de microbuz, dar stă la taifas cu poliția. Mai dă documente, mai arată. În timp pasagerii stau și așteaptă. Periculos mijloc de transport, microbuzul din Chișinău. Coboară cine unde vrea, urcă cine unde poate. Șoferul conduce genunchi și cu coatele ca să numere banii, bilete nu dă când are timp. La ore de vârf sunt o grămadă de pasageri în picioare. Microbuzele n-au trecut revizia tehnică și scot fum înfiorător. Înăuntru sunt foarte murdare, insalubre, răspândesc infecții și nimeni nu le scoate. Probabil toți decidenții politici câștigă din mafia asta. Se hrănesc din mafia microbuzelor, din gaura asta neagră economiei capitalei și a transportului public.